Bună ziua! Hai că astăzi o să fie o zi plină, deci ja sunt un pic în întârziere. Astăzi vom da o tură până la Bușteni, unde vom vedea o proprietate împreună cu colegul Olariu Lucian. Ulterior, împreună cu o clientă de-a mea, vom vedea o mică căsuță undeva în zona Brebu, Câmpina. Și după aceea ne întoarcem înapoi acasă. Haideți cu noi în această călătorie! Nu știu dacă vă dați seama, dar aici ninge, e destul de frig, dar e foarte frumos. Avem soarele, se vede undeva în spate acolo și muntele. E o proprietate destul de interesantă, zic eu. E într-o oază de liniște, drumul trece undeva mai sus. Ne-am oprit în Sinaia pentru scurt timp pentru a mânca. Am ales să mâncăm în zona castelului Peleș. În spatele meu acolo se vede Pelișorul, iar castelul Peleș e undeva în partea stălaltă. O arhitectură absolut minunată aici în zonă. Îmi place foarte mult lemnul ăsta sculptat. Cam așa arată mâncarea de mistor. Cristi, mai puțin. Noi suntem doar la salată, la murături. La murături. Și așa arată mâncarea mea. Nu-mi plouă în gură deloc. Suntem în Brebu de Prahova. Am venit cu o clientă de-a mea să vadă o proprietate aici în zonă și ca de obicei ne împrietenim cu un animalist. Suntem la ieșirea din Câmpina, acum ne întoarcem spre București, deoarece o porțiune din străzile din Câmpina sunt închise. A trebuit să o luăm pe aici și am descoperit un drumuleț foarte interesant, unde în spatele nostru se vede fostul drum de cale ferată cu podul de fier, care arată foarte bine. Are o arhitectură foarte interesantă. Iar undeva acolo jos avem râul. Și pe colegul Olariu, care și-a făcut deja imaginile și văd că se urcă în mașină.
Într-un final am ajuns în București, după o zi foarte obositoare, dar foarte plăcută. Mulțumim pentru atenție, ne auzim în vlogul următor. Dați și voi un share, un like, un subscribe, chestii de-astea de internet.